Mulțumesc frumos, doamna președintă. Declarația politică pe care o voi prezenta astăzi se intitulează Președintele blochează România cu atenție și preocupare. Stimați colegi, vrând nevrând, președintele României a găsit de cuvință spre apropierea sfârșitului de mandat să iasă din somnolența proverbială și să demonstreze românilor care este rolul său de mediator și factor de echilibru între puterile statului. Domnia sa însă nu a prea avut de ales referitor la modul în care trebuie să se facă vizibil în fața populației din două motive. Pe de o parte, era obligat întrucâtva să se lanseze în campania electorală pentru alegerile prezidențiale, iar pe de altă parte trebuia să suplinească într-un fel lipsa de reacție și letargia politică interminabilă a opoziției. În consecință, după ce a socotit îndelung, cu atenție și preocupare, domnul președinte a ajuns la concluzia că unica sa soluție este aceea de a bloca România prin sesizarea de neconstituționalitate a legii bugetului de stat. Neinspirată decizie, deoarece, așa cum era de așteptat, Curtea Constituțională a respins săptămâna trecută demersul prezidențial. Faptul că CCR a decis cu unanimitate de voturi constituționalitatea acestui act normativ, fundamental pentru buna funcționare a României în acest an, reprezintă un vot de blam pentru șeful statului. De asemenea, acest vot mai demonstrează disperarea în care se află președintele, mai ales că partidele care l-au susținut până acum au cam dispărut de un timp din prim planul scenei politice. Dar, de această dată, cu o minimă atenție și preocupare de doar două zile, șeful statului a decis că nu-l interesează decizia Curții Constituționale, ca și în cazul revocării fostului șef al DNA, nimic nou sub soare, și a retransmis Parlamentului spre reexaminare legea bugetului de stat pentru 2019. Curat murdar, coane fănică, cum ar spune Marele Caragiale. Dar, din păcate pentru domnia sa, este un comportament caragialesc sadia, care nu-i face cinste, mai ales instituției pe care o reprezintă. Dimpotrivă, care sunt efectele acestor gesturi ale președintelui, românii trebuie să le știe, iar acestea sunt, pentru moment, blocarea tuturor investițiilor aflate în prezent în derulare în toată țara și, mai grav, stoparea majorării alocațiilor copiilor. Lucrurile sunt clare și nu e cazul să ne prefacem că nu ar fi așa. Președintele a blocat România de o lună, dar sunt convinsă că acest blocaj nu va mai dura după ce majoritatea parlamentară va vota din nou legea bugetului. Consider că președintele a dovedit prin sesizarea de neconstituționalitate a legii bugetului și apoi prin retrimiterea la Parlament a acesteia că este mai puțin atent și preocupat de bunul mers al instituțiilor statului, ba chiar poate fi bănuit de dezinteres cras față de viața românilor. Fie doar pentru faptul că majorarea alocațiilor copiilor depindea de promulgarea acestei legi, președintele s-a aflat prin atacul la CCR la limita prerogativelor sale constituționale, iar în acest context, ideea unei eventuale suspendări nu ar fi una neconformă cu realitatea. Vă mulțumesc, deputat PSD Cluj, Cristina Burciu.